pământ nefertil, căci din pustiu va ieși apa vieții și ramura lui se va înflori. Bucurați-vă în Domnul, din nou vă spun, bucurați-vă, pentru că Domnul este aproape. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, lui Dumnezeu care este, care era și care va fi. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, Biserica ne cheamă la a treia etapă în pregătirea noastră la sărbătoarea Crăciunului și la începutul textelor sfinte pune aceste cuvinte: Bucurați-vă mereu în Domnul, iarăși vă spun bucurați-vă, Domnul este aproape. Această duminică este numită Duminica Bucuriei, și de aceea și biserica recomandă celebrantul să poarte o haină roz pentru a aminti de speranța plină de bucurie în întâlnirea cu Mântuitorul. Adventul înseamnă așteptarea lui Mesia, înseamnă venirea lui Iisus în mijlocul nostru, dar Dumnezeu vrea ca și noi să mergem în întâmpinarea lui Mesia și tocmai întâlnirea cu Mesia este izvorul adevăratei bucurii. Textele pe care le vom asculta ne îndeamnă să trăim această bucurie, nu sentimentală, dar efectivă de credință, așa cum vom auzi și cuvintele pline de speranță ale profetului Isaia: Mântuirea voastră este aproape, ridicați-vă capetele, așa cum vom auzi și pe Sfântul Iacob recomandând o atitudine activă în așteptarea Mântuitorului și așa cum vom auzi acel dialog de la distanță între Iisus și Ioan Botezătorul, cel care a venit să pregătească calea lui Mesia. Ne dispunem sufletele pentru a primi cuvântul Domnului și a ne lăsa întăriți cu trupul și sângele Domnului și vrem ca această Sfântă Liturghie să constituie pentru noi un motiv de încurajare. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, prea mult, cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
Ne rugăm. Privește, Dumnezeul nostru, la poporul Tău, care așteaptă cu credință sărbătoarea nașterii lui Hristos. Dă-ne, te rugăm, halul că ajungând la marea bucurie a mântuirii noastre, să o celebrăm solemn cu renuită înflăcărare, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Isaia. Să tresalte de bucurie pustiul și pământul uscat, să se veselească stepa și să înflorească precum trandafirul. Va înflori și se va veseli cu bucurie și strigăt, îi se vor da gloria Libanului, măreția Carmelului și a Șaronului. Vor vedea gloria Domnului, măreția Dumnezeului nostru. Întăriți mâinile slăbite și îndreptați genunchii care se clatină. Spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți. Iată Dumnezeul vostru. Vine răzbunarea, răsplata lui Dumnezeu. El vine și vă va mântui. Atunci se vor deschide ochii orbilor și urechile surzilor se vor destupa. Atunci șchiopul va sări ca un cerb. Cei eliberați de Domnul se vor întoarce și vor veni în Sion cu strigăte de bucurie. O veselie fără de sfârșit va coborâ asupra lor. Bucuria și veselia îi vor urma, iar amărăciunea și suspinul se vor îndepărta. Cuvântul Domnului. Vino, Doamne, și ne mântuiește. Vino, Doamne, și ne mântuiește. Domnul face judecată pentru cei asupriți, El dă pâine celor flămânzi. Domnul îi eliberează pe cei închiși. Vino, Doamne, și ne mântuiește. Domnul deschide ochii celor orbi, Domnul îi ridică pe cei împovărați, Domnul îi iubește pe cei drepți, Domnul are grijă de cei străini. Vino, Doamne, și ne mântuiește. Sprijină pe văduvă și pe orfan, dar nimicește calea celor nelegiuiți. Domnul Dumnezeul tău, Sionule, domnește în veci, din generație în generație. Vino, Doamne, lectura a doua. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Iacob. Fraților, fiți îndelung răbdători până la venirea Domnului. Iată că agricultorul așteaptă rodul prețios al pământului, având răbdare ca să primească ploaia timpurie și cea târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile pentru că venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți, fraților, unii împotriva altora, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este la ușă.
Fraților, luați ca exemplu de suferință și de îndelungă răbdare pe profeții ce au vorbit în numele Domnului. Cuvântul Domnului. Este asupra mea, căci Domnul m-a uns și m-a trimis să le aduc săracilor vestea cea bună. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, auzind Ioan în închisoare de faptele lui Hristos, i-a trimis pe unii dintre discipolii săi ca să-i spună: Tu ești cel care trebuie să vină sau să așteptăm pe altul? Iisus, răspunzând, le-a spus: Mergeți și faceți-i cunoscut lui Ioan ceea ce auziți și vedeți. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați și surzii aud, morții învie, iar săracilor li se aduce vestea cea bună. Și fericit este cel care nu se scandalizează de mine. După ce au plecat aceștia, Iisus a început să le vorbească mulțimilor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustiu? O trestie legănată de vânt? Sau ce altceva ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei care poartă haine moi sunt în casa regelui. Dar ce ați ieșit să vedeți? Un profet? Da, vă spun, chiar mai mult decât un profet. Acesta este cel despre care s-a scris: Iată, eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feței tale. El va pregăti calea înaintea ta. Adevăr vă spun, nu s-a ridicat dintre cei născuți din femeie unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Însă cel mai mic din împărăția cerurilor este mai mare decât el. Cuvântul Domnului. În al preasfințite, cucernici părinți concelebranți, dragi și iubiți credincioși, astăzi, în a treia duminică a Adventului, am putea spune că suntem la mijlocul acestui timp sfânt și se cuvine să ne oprim și să medităm asupra drumului pe care l-am parcurs, pregătindu-ne pentru nașterea Domnului. Adventul
timp de așteptare, timp de pregătire. La jumătatea acestui itinerar, suntem îndemnați să menținem vie dorința de a trăi cu adevărat Adventul. De regulă, pe la jumătatea oricărui drum, ne simțim obosiți, poate chiar nemotivați și ne lăsăm ușor pradă unor alte gânduri decât cele pe care le-am avut la început. Uneori, ne vine chiar să abandonăm calea pe care am început-o pentru a ne îndrepta atenția spre alte lucruri care ni se par mai concrete. Adventul este, de fapt, o imagine a vieții noastre. La jumătatea drumului Adventului regăsim jumătatea oricărui drum al vieții noastre. Acum putem avea senzația că suntem într-un pustiu. Putem vedea că certitudinile noastre încep să se clatine. Și tocmai acum, pentru că Domnul ne cunoaște gândurile și trăirile noastre, El ne spune: fiți tari, nu vă temeți, iată, Dumnezeul vostru vine și vă va mântui. Liturghia de astăzi ne invită să ne bucurăm în Domnul, să ne bucurăm în Domnul care vine. Este Duminica Gaudete, Duminica Bucuriei. Acest titlu vine de la îndemnul Sfântului Apostol Paul din scrisoarea către Filipeni. L-am auzit și în antifona de la începutul Sfintei Liturghii: bucurați-vă mereu în Domnul, și iarăși vă spun, bucurați-vă, Domnul este aproape. Dar care este motivul acestei bucurii? Pentru ce ne bucurăm? Pentru omul credincios, motivul acestei bucurii este rodul venirii lui Hristos. Creștinul are certitudinea că Domnul va veni, Domnul este aproape și ne va aduce mântuirea. O chemare la bucurie am auzit și în prima lectură de astăzi, luată din cartea profetului Isaia: să tresalte de bucurie pustiul și pământul uscat, să se veselească stepa. Și imediat ni se indică și motivul acestei bucurii: căci pustiul va înflori precum trandafirul și vor vedea gloria Domnului, măreția Dumnezeului nostru. Profetul Isaia descrie efectele mântuirii cu imagini paradisiace, pentru a ne face să înțelegem mai bine opera pe care Dumnezeu o realizează pentru noi. Atunci se vor deschide ochii orbilor și urechile surzilor se vor destupa. Atunci cel șchiop va sări precum cerbul și limba celui mut se va dezlega. Aceste imagini vor să ne spună că mântuirea cuprinde omul întreg, atât partea spirituală cât și cea fizică. Spuneam la început că Adventul este un timp de așteptare. Dar ce avem noi de făcut? Care este atitudinea noastră corectă în fața acestei așteptări? Atitudinea corectă pe care trebuie să o avem este exprimată de Sfântul Iacob în cea de-a doua lectură de astăzi. El ne spune: fiți îndelung răbdători până la venirea Domnului. Întăriți-vă inimile, pentru că venirea Lui este aproape. Și spune mai departe: fericiți cei care sunt perseverenți. Rugați-vă unii pentru alții. Îndreptați-i pe păcătoși. Nu vă plângeți unii împotriva altora. Cu alte cuvinte, El ne îndeamnă să practicăm legea iubirii și vom fi găsit vrednici de toate acestea. Și Sfântul Apostol Paul, când le scria prima dată celor din Tesalonic, îi îndemna:
îmbărbătați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Sfântul Matei, în Evanghelia pe care tocmai am proclamat-o, ne-l prezintă pe Ioan Botezătorul într-o situație dificilă. El se află în închisoare și așteaptă execuția sa. El aude despre faptele lui Iisus, despre cuvintele și minunile sale și rămâne surprins. Atunci trimite pe unii ucenici să îl întrebe: tu ești cel care trebuie să vină sau să așteptăm pe altul? Această întrebare sună și pentru noi ciudat, pentru că ne-am putea întreba: cum poate Ioan, prietenul lui Iisus, cel care l-a botezat în râul Iordan, care l-a văzut pe Duhul Sfânt coborât asupra lui sub chip de porumbel și a auzit glasul Tatălui din cer să pună această întrebare? Oare și-a pierdut el credința? Sfântul Ioan Botezătorul este ultimul dintre profeții Vechiului Testament, iar stilul său de viață este cunoscut nouă. El trăia în pustiu, se îmbrăca în păr de cămilă și se hrănea cu miere sălbatică și lăcuste, iar predica sa era una tăioasă. El îi numește pe farizei pui de vipere și anunță că judecarea păcătoșilor este inevitabilă. Însă Iisus arată că misiunea lui nu este să pedepsească, ci să cheme la convertire. Iisus le spune discipolilor lui Ioan: mergeți și spuneți lui Ioan ce auziți și vedeți. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați și surzii aud. Morții învie, iar săracilor li se aduce vestea cea bună. Ce înseamnă, iubiți credincioși, toate aceste fapte ale lui Iisus? Înseamnă că Domnul nu a venit în mijlocul nostru ca să se înconjoare numai de cei neprihăniți, numai de cei drepți, ci a venit să mântuiască pe păcătoși, să-i vindece de necredință, de indiferență, de șovăire și să-i elibereze din robia păcatului. El a venit pentru noi ca să ne aducă înapoi în casa Tatălui și să ne arate fața milostivă a lui Dumnezeu. Faptele lui Iisus demonstrează că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci ca el să se convertească. După plecarea discipolilor lui Ioan, Iisus îi vorbește mulțimii ce îl urma și face cea mai frumoasă descriere a Botezătorului. Cele trei întrebări pe care le adresează scot în evidență faptul că Ioan nu este un oportunist, o trestie legănată de vânt sau un om îmbrăcat în haine moi. Ioan era un om de caracter, cu o coloană vertebrală, de aceea îl urmau oamenii și de aceea se afla în închisoare, pentru că a avut curajul să-l acuze pe regele Irod că trăia în păcat cu soția fratelui său. Fără nicio teamă, el și-a dus la îndeplinire propria misiune, aceea de a merge înaintea Domnului și de a-i pregăti calea. Domnul vrea ca și noi să mergem înaintea lui și să-i pregătim calea. Dar cum putem îndeplini noi această misiune astăzi? Întrebarea lui Ioan cu siguranță răsună și în inimile noastre. Este Iisus cu adevărat ceea ce spune că El este? Găsim bucuria noastră în El, indiferent de situație? Bineînțeles. Avem credința în Iisus, dar nu avem nevoie de mai mult? Astăzi, după cum spuneam, este Duminica Bucuriei. Această zi ne întărește speranța că Mesia este aproape. Așadar, când îl vedem pe Iisus pe cruce, când auzim cuvântul Lui și îl primim în Sfânta Împărtășanie, să lăsăm să răsune întrebarea lui Ioan: tu ești cel pe care îl caută inima mea?
Să facem liniște în inima noastră și să ascultăm răspunsul ei. Să ne lăsăm convinși de iubirea și harul său și apoi să ne bucurăm împreună cu el. Vă invit, iubiți credincioși, să ne bucurăm împreună pentru toate câte le-am primit și le vom primi și pentru darul suprem pe care ni l-a dat Tatăl, darul mântuirii, prin Iisus Hristos, Fiul Său, Domnul nostru. Amin. Să ne mărturisim credința, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor, cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și-a de dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Întrătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Fraților prea iubiți, cuvântul pe care l-am ascultat trebuie să devină rugăciune umilă și încrezătoare. Îi cerem Tatălui să ne dea bucurie și statornicie pe calea convertirii predicate de Ioan Botezătorul, ca să-L primim pe Hristos care vine, să spunem împreună, răspândește, Doamne, bucuria Ta! Răspândește, Doamne, bucuria Ta! Pentru Sfânta Biserică, să-i ofere fiecărui om mărturia bucuriei evanghelice vestite de Domnul. El vine să redea speranța omenirii rătăcite, neîncrezătoare și ostenite. Să ne rugăm! Răspândește, Doamne, bucuria Ta! Pentru toți aceia care lucrează pentru apărarea celor săraci și marginalizați, să nu se micșoreze speranța lor și cu încredere să trăiască Evanghelia Carității până la capăt. Să ne rugăm! Răspândește, Doamne, bucuria Ta! Pentru cei botezați, să stăruiască în răbdare și încredere, așteptându-L pe Domnul care vine, sigur fiind că împărăția lui Dumnezeu se construiește fără grabă. Să ne rugăm! Răspândește, Doamne, bucuria Ta! Pentru cei care sunt încercați de suferințe și nu mai știu să spere, venirea Mântuitorului să le dea curaj și putere pe drumul vieții. Să ne rugăm! Răspândește, Doamne, bucuria Ta! Pentru noi care participăm la această celebrare euharistică,
să facem credibilă vestea plină de bucuria lui Hristos Mântuitorul, implicându-ne în eliberarea omului de orice sclavie. Să ne rugăm! Răspândește, Doamne, bucuria Ta! O Tată, care la împlinirea timpurilor l-ai trimis la noi pe Fiul Tău, Iisus, ca să ne împace cu Tine, primește rugăciunile noastre și mărește în noi dorința de a ne pregăti pentru venirea Sa prin rugăciune și prin fapte de dreptate, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dăruiește-ne, te rugăm, Doamne, harul ca jertfa evlaviei noastre să nu înceteze niciodată înaintea Ta, iar celebrarea tainei orânduite de Tine să lucreze în noi mântuirea prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne Părinte, Sfânt Atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El la întâia sa venire, îmbrăcând neputința firii omenești, a împlinit orânduirea dintr-un început și ne-a deschis calea mântuirii veșnice, pentru că la a doua venire, în strălucirea măririi sale, să primim în cele din urmă, în lumina deplină, cele făgăduite pe care acum, veghind în credință, îndrăznim să le așteptăm. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate cetele oștirii cerești, cântăm imnul slavei Tale, zicând fără încetare. Muzica.
sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu Preafericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește, a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francis și episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler, și cu tot poporul pe care ți-l a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde ne dăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, toată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor.
îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururi, liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea de veci. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Cine va mânca din această pâine va trăi în veci. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. Noi implorăm, Doamne, bunătatea Ta, ca puterea acestei taine să ne izbăvească de pornirile rele și să ne pregătească pentru sărbătorile ce se apropie prin Hristos Domnul nostru. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Și ea se vesti de la Duhul Sfânt. Bucură-te, Marie, cea plină de har. Domnul este cu tine. Binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul iată roaba Domnului, fie-mi-e după cuvântul tău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată s-a făcut trup și a locuit între noi. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu dintre femei și binecuvântat este rodul pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ca să ne facem vrednici de făgăduințele Lui Hristos. Să ne rugăm, Te rugăm, Doamne, să revești harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea Lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava vierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrotește-mă pe mine,
care sunt încredințați ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Iubiți credincioși, vă rețin atenția cu câteva anunțuri. Colecta de duminica trecută pentru Caritas, pentru susținerea proiectelor cu copiii, a însumat 5.919 lei. Mulțumiri tuturor și Domnul să vă răsplătească darul făcut. Joi 19 decembrie, la ora 19, Preasfințitul Iosif Păuleț va ține cea de-a patra cateheză. Vă așteptăm să luați parte și aici, în catedrală, la acest moment de formare și pregătire pentru Crăciun. Astăzi, la ora 19, corul tinerilor catedralei, Juvenes Ecclesiae, va susține tradiționalul concert de Crăciun. Liturghia de la ora 18 se va celebra cu o oră mai devreme, la ora 17, pentru a da astfel timp suficient pregătirilor necesare. Marți, 17 decembrie, începem timpul special de pregătire pentru solemnitatea Crăciunului, novena de Crăciun. Vinerea aceasta, 20 decembrie, vom face spovada și împărtășania bolnavilor. Dacă știți pe cineva care nu se poate deplasa la biserică și vrea să fie îngrijit de Crăciun, vă rugăm să ne anunțați la biroul parohial. Sâmbătă, 21 decembrie, în cadrul unei sfinte liturghii prezidate de Preasfințitul Iosif, la ora 11, copii și tineri scautiști vor primi și împărți Lumina Sfântă de la Betleem tuturor celor prezenți. Ocazii de spovezi pentru Crăciun vor fi atât duminică 22 decembrie în timpul Sfintelor Liturghii, cât și luni 23 decembrie în intervalul 9-20 și marți 24 decembrie în intervalul 9-17. Liturghia de noaptea de Crăciun va începe la ora 22. Îi mulțumim înalt Preasfințitului Aurel Percă pentru prezența la această Sfântă Liturghie. Excelența sa va celebra în data de 29 decembrie aici Sfânta Liturghie de mulțumire și de rămas bun înainte de a prelua misiunea de întâi stătător al Arhidiecezei de București. Vă dorim o duminică plină de bucurie și în continuare un timp sfânt al Adventului binecuvântat. Lăudați să fie Iisus! Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este numele Domnului! Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Amin.